Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături încă într-o ocazie în care să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Și am certitudinea că Scriptura este deschisă să ne vorbească și astăzi, potrivit cu nevoile noastre, deși subiectul de astăzi o să vi se pară cumva depășit unora dintre dumneavoastră. Vorbim astăzi despre porunca a șaptea care ne spune în Sfânta Scriptură să nu prea curvești. Este o temă controversată în societatea modernă pentru că ceea ce numește Biblia prea curvie, din nefericire, a ajuns în normalitatea în societatea în care trăim și oamenii sunt chiar refractari atunci când le aduce aminte ceea ce spune Sfânta Scriptură. Aș vrea să înțelegem subiectul acesta cât se poate de bine, motiv pentru care am invitat alături de noi oameni care studiază Sfânta Scriptură și, mai mult decât atât, oferă învățături scripturistice oamenilor pe care îi păstoresc. Alături de mine este astăzi domnul Bogdan Felea, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Felea reprezintă astăzi Biserica Adventistă de ziua 7. Ne bucurăm să sunteți cu noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație! Alături de noi este domnul profesor Lucian Farcaș, bine ați venit! Bine v-am găsit, regăsit. Ne spune astăzi domnul profesor cum se vede din perspectiva Bisericii Romano-Catolice tema aceasta a poruncii a șaptea să nu prea curvești. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Mulțumesc. Și domnul Iosif Moisuc este alături de noi astăzi. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Cu bucurie, bine v-am regăsit. O să vedem și din partea Bisericii Baptiste cum se văd lucrurile, să vedem dacă putem ajunge la aceeași înțelegere pe tema aceasta sau există diferențe de opinie între biserici sau între biserici și, de ce nu, între perspectiva opiniei publice, cum vede societatea secularizată tema aceasta a preacurviei. Spuneam de la început telespectatorilor noștri, celor care le urmăsc, că este cumva o temă desuietă, este depășită. Poate că tinerii te-ar întreba, bun, dar chiar vă pierdeți vremea să discutați așa ceva aici, nu? Domnul Felea, spune Sfânta Scriptură, porunca a șaptea, să nu prea curvești. Unii au venit și au spus, vezi, pastore, zice Scriptura să nu prea curvești, dar să curvești, adică se poate. Și e o mare neînțelegere între prea curvie și curvie. Ne puteți ajuta să înțelegem care este diferența? Sau spune porunca șaptea să nu prea, dar e voie să curvești? Da, porunca aceasta ne spune foarte clar că trebuie să existe puritate sexuală, atât înainte de căsătorie, curvie, așa o vedem noi, cât și după căsătorie. Și aici am putea integra termenul acesta, prea curvie. Deci orice persoană care este căsătorită și are relații sexuale cu altă persoană, nu mai contează dacă este căsătorită sau necăsătorită, persoana respectivă prea curvește. Iar dacă ne referim la curvie, este și termenul acesta din limba greacă, porneia, orice fel de relații sexuale nelegitime, și aici putem să vorbim despre desfrâu, despre prostituție și alte fapte care reprezintă o călcare flagrantă a acestei porunci pe care a dat-o Dumnezeu să nu prea curvești. Ați suscitat mai multe teme de discuție astăzi și o parte dintre ele chiar le vom discuta. Domnul profesor, ajutați-ne să înțelegem, face Sfânta Scriptură o diferență între prea curvie și curvie sau este un concept pe care îl diseminăm noi și încercăm să definim ce se întâmplă înainte de căsătorie și după căsătorie? Dacă, nu știu dacă forțăm puțin lucrurile, dar eu sunt convins că putem aplica termenul de prea curvie atunci când o legătură care implică sexualitatea, legăturile sexuale, este deja statornicită printr-un contract, pentru un legământ, pentru o alianță, cum este logodna, cum este căsătoria. Acolo încălcarea unei norme este mult mai gravă decât într-o altă relație, să spunem, care nu implică această angajare instituțională. Dar și acolo noi avem în tradiția noastră o diferență între feciorie și curăție. Fecioria se leagă mai degrabă de viața consacrată, de călugări, călugărițe, cu primele secole creștine, când Sfinții Părinți mai degrabă apreciau fecioria, mai toți Sfinții Părinți din Răsărit sau din Occident au tratate despre feciorie,
mai puțin despre căsătorie, cantitativ vorbind, dar și astăzi la noi se cere, dacă fecioria este mai degrabă pentru persoanele consacrate, călugări, călugărițe, preoți, celibatul în biserica noastră, curăția se cere de la toți. Am înțeles. Curăția și în căsătorie și peste tot, și tânăr și mai în vârstă, curăția, vorbeați de puritate, nu? Unde este, deci se cere de la toți. Deci când vorbim de feciorie ne referim la celibat. Da. Da, sau viața consacrată. Și automat cei care își consacră viața pentru o slujbă clerică, automat acceptă sau primesc celibatul. Da, și aici vorbim despre feciorie, iar curăția vorbim despre orice despre persoană. Toți. Da, despre orice persoană. Toți în viața lor trebuie să practice această virtute. Am înțeles. Domnul Moisuc, cum este la dumneavoastră? Care este diferența între preacurvie, curvie? Unde le plasăm? În Biserica Baptistă, noi credem în feciorie absolută înainte de căsătorie. Adică într-o păstrare din punct de vedere sexual, într-o păstrare curată înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți, în termenii mai actuali, noi credem într-o promovare a virginității, o păstrare a virginității pentru căsătorie și apoi credem într-o credincioșie absolută față de partener în viața de căsătorie. Preacurvie înseamnă să-ți încalci legământul de căsătorie și să intri în relații sexuale cu altcineva decât soțul sau soția ta cu care ești legat în legământ de căsătorie. Iar curvie înseamnă să intri în relații sexuale cu cineva înainte de căsătorie. Adică să-ți pierzi fecioria sau să-ți dăruiești fecioria cuiva înainte de căsătorie. De aceea noi credem că, într-adevăr, căsătoria nu e numai pentru sex, dar sexul este doar pentru căsătorie. Și în Biserica Baptistă așa învățăm pe tineri, așa înțelegem Scriptura. Scriptura vorbește despre păstrarea curată, despre faptul că a trăi împreună cu cineva în relații sexuale înainte de căsătorie este păcat și o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Iar în viața de căsătorie, Scriptura ne învață să fim credincioși absolut. Este o relație exclusivă. Eu sunt doar al soției mele și soția mea este doar a mea. Eu mă rup de orice altă relație la nivelul acesta sexual. Deci sunt doar al soției mele și ea este doar a soțului ei. Asta este modul în care noi înțelegem termenii aceștia, curvie, preacurvie, curvie înainte de căsătorie, preacurvie în timpul căsătoriei și promovăm în mod pozitiv aceste lucruri prin a chema la curăție feciorelnică, la virginitate și la credincioșie absolută în viața de căsătorie. Da, cred că în fiecare biserică există modul acesta de gândire și este foarte bine. Drama pe care o trăiește societatea contemporană nouă este aceea că nu mai pune preț pe învățăturile bisericii, indiferent de biserica la care participă sau a mers odată sau biserica la care a pelează pentru servicii religioase. Mă gândesc la botez, cununie civilă și mormântare. Și unii oameni, din nefericire, văd biserica doar ca un furnizor de servicii pe care nu le îndeplinește nimeni. Nu te cunună nimeni religios, nu te mormântează nimeni și nu te botează nimeni. Și atunci venim și noi la biserică. Dar în alte ipostaze nu mai pun preț pe ceea ce spune biserica. Acum vreau să o să discutăm și altceva, pentru că nu peste tot poate e la fel. Ce spune biserica în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, totuși, da? Care este atitudinea bisericii? Și dacă trecerea timpului cunoaște o relaxare a atitudinii bisericii față de astfel de acte, curvie, da, vorbim înainte de căsătorie, sau după ce a avut loc angajamentul acesta instituțional, așa cum spunea domnul profesor. Domnilor, unora este frică de căsătorie. În general se spune că bărbații sunt mai fricoși când este vorba de căsătorie. Fetele își doresc mai mult decât băieții să se căsătorească. De mici se văd mirese și își pun rochițele și se joacă de anunta. Însă lucrul acesta a condus și la un mod de gândire anume căsătoria de probă. Mă împrietenesc cu o fată, mă împrietenesc cu un băiat și vrem să ne asigurăm că suntem potriviți unul pentru celălalt. Și cum să-ți dai seama
Și vorbeam cu foarte mulți tineri din afara bisericii și spunea, păi de unde știi că este potrivit pentru tine? De unde știi că este potrivită pentru tine? Nu trebuie să stai în aceeași casă, să vezi cum se comportă când îi faci de mâncare, când îl speli sau nu îl speli, cum este la pat și așa mai departe. Nu poți să te apuci, semnezi actele și vă mutați împreună. Dar aduci în casa ta, în patul tău, un necunoscut. Ce părere aveți, domnul Felea, despre căsătorii de probă? Pentru prima întrebare, aș mai adăuga cuvintele Domnului Hristos, care a spus așa, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci, noi considerăm că porunca aceasta a șaptea nu se referă doar la actul sexual în sine, ci e vorba și despre niște gânduri ilicite, nu? Până la acțiune. Și chiar și printr-o privire, chiar și printr-un gând, poate să fie călcată porunca aceasta. În condițiile acestea, prea curvia se aplică și la om urban necăsătorit, că și acesta se poate uita la cineva să o poftească înainte să fie însurat și înseamnă, zice Hristos, că a prea curvit. Da? Se aplică și în contextul acesta. Mă gândeam la faptul că satana, vrăjmașul, diavolul, lucrează foarte mult în domeniul acesta în zilele noastre. Uitați-vă la reclame sau la ce se întâmplă în media, pe stradă, dintr-o dată și în stație, dacă este un ecran acolo sau o poză, nu se poate să nu apară la un moment dat și o femeie dezbrăcată. De ce? S-a îmbrăcată sumar. De ce? Pentru că se consumă asta, oamenilor le place, mulți savurează asta și s-au făcut și niște studii și s-a dovedit faptul că este mult mai ușor să comercializezi, să vinzi, dacă apar și imagini de felul acesta. Legat de cea de-a doua întrebare, deci am spus Matei 19, cuvintele Domnului Hristos, dar Pavel zice așa în Evrei 13:4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Evrei 13:4. E adevărat că în societatea noastră, probabil că mulți consideră că nu mai contează lucrul acesta, căsătoria de probă, să vedem dacă ne potrivim. Însă cei care adoptă acest stil de viață vor avea probleme pentru că potrivirea aceasta o dă Dumnezeu. Și chiar dacă nu am ține cont de ceea ce spune Sfânta Scriptură, să zicem că dăm la o parte toată învățătura biblică, s-a dovedit faptul că acele cupluri care au avut relații sexuale înainte de căsătorie au fost mult mai vulnerabile la un divorț. Și la preacurvie. Și la preacurvie. Adică Dumnezeu nu poate să binecuvânteze o familie care are un astfel de început. Bine, domnul profesor, știu că Biserica Catolică este foarte fermă când este vorba despre divorț. Da? Și nu se acceptă divorțul sau poate în anumite circunstanțe de forță majoră. Vreau să vă întreb, căsătoria de probă n-ar putea contribui la diminuarea divorțurilor, la numărului de divorțuri? Adică dacă nu te potrivești, te-ai despărțit, dar nu mai divorțezi, că nu te-ai căsătorit. Și vezi, dacă te potrivești, nu te potrivești, eu acum mă pun în postura de avocat al diavolului, dacă să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă. Pentru că unii gândesc în termenii aceștia. E o căsătorie de probă ca să nu fie nevoie să mai ajung la divorț. Da, se știe că biserica noastră, Biserica Romano-Catolică, este foarte exigentă în această privință și sexualitatea în general și apoi tema frumoasă, delicată a căsătoriei și a familiei. Cât privește terminologic, noi nu folosim termenul de divorț, nu există divorț, doar în situația în care se poate demonstra în urma unei proceduri canonice că nu a existat, de fapt, o căsătorie, se declară, este un act care se spune nulitatea căsătoriei. Deci nu este divorț, ci pur și simplu nu a existat căsătoria. Și tot oficial este recunoscută
Nulă. Nu a existat. Ajutați-ne să înțelegem cum e nulitatea căsătoriei, se demonstrează. De exemplu, dacă în urma pregătirii pentru căsătorie, totuși a intervenit o cauză care face căsătoria invalidă, de exemplu, căsătoria cu sulancoastă. Am e forțat un membru, că dacă nu îl omoară, îl taie, îl hăcuie. Am în înțeles. Fine. Și ca să-și salveze viața, acceptă, dar ulterior nu funcționează căsătoria aceasta, că nu are la bază iubirea și atunci introduce. Sau sunt cauze psihice, sunt pentru validitatea căsătoriei se cer niște condiții. Dacă o astfel de căsătorie nu a fost afectată de o cauză, așa, și atunci nu este divorț, adică o căsătorie recunoscută, cum spunem noi, și ca sacrament, ratum et consumatum, sunt expresii la noi, da? Deci și oficial, ratum, încheierea căsătoriei și consumatum înseamnă că s-a desăvârșit căsătoria și prin unirea conjugală sexuală a celor doi. Sunt tradiții și tradiții aici. Da. Poate fi, sunt situații, dar asta nu o poate face, să spunem, de exemplu, parohul nu poate să... El poate sesiza la cererea celor în cauză, autoritatea de mai sus și se ajunge, până acum se ajungea la Roma. Deci la o instituție foarte, foarte de sus, care dădea, spunem, în urma analizei foarte exigente, ajungea la concluzia că, într-adevăr, nu a fost validă căsătoria și se declară că este nulă. Dar cât privește celălalt aspect, biserica noastră se confruntă, este acuzată poate cel mai mult cât privește exigența față de aceste manifestări și dacă ne referim strict la căsătoriile de probă, eu aș veni cu o comparație care mi se pare fundamentală. Dumnezeu nu ne pune la probă, la un examen, și dacă trecem examenul de fidelitate, de credință, de rugăciune, dacă trecem examenul, atunci ne răsplătește. Nu, Dumnezeu nu merge pe examen, pe probă luată, Dumnezeu merge foarte mult pe încredere. Nu știu dacă cineva pune mai multă încredere în om cu toate riscurile, deși Dumnezeu cunoaște pe om, nu-l pune la probă, că dacă îl pune la probă, pică. Pică, sigur. În schimb, investește încredere. Fac această paralelă, dacă știm foarte bine, în Vechiul Testament, să luăm numai pe Ozeia, profetul Ozeia, care arată Dumnezeu mire, Dumnezeu care e așa fidel față de mireasa lui, față de soția lui, care este poporul și care nu prea trece probele și totuși Dumnezeu nu renunță. Consider că în această tematică, căsătoriile de probă sunt, să vedem dacă partenerul trece proba. Mi se pare o reducere a ființei umane, o înjosire, al trata ca pe eu și cu un animal, stau mai prudent, așa, dacă trece o probă, dacă îți place un cățel și vrei să-l dresezi, să nu știu ce, dacă nu investești în credere cățelul, dacă nu simte că îl apreciezi, nu-ți răspunde la școala pe care vrei să-i o faci. Cu atât mai mult, în privința căsătoriei de probă, da, poți să testezi o mașină, acum poți să faci drive test, nu? Îți convine, îți convine, la EMAG cumperi un produs în 30 de zile, nu ești mulțumit de probă, îl returnezi și primești exact ce ai dat. Iată că, nu cred că să materializăm, să instrumentalizăm oamenii ca produse care se potrivesc sau nu se potrivesc, cum este cu Bluetooth, nu se împerechează, nu se împerechează device-ul cu device-ul. Da. Dacă îl reducem pe om aici... Da. Iată că, din nefericire, creștinismul și în mod special e o problemă aici, la creștinism, a adoptat un astfel de mod de probă înaintea site-urilor și înaintea zonei comerciale, da? Să probezi produsul și apoi să decizi dacă îl ții sau nu îl ții. Cum este, domnul Moisu, cu căsătoria de probă? Concubinajul există? În mediul evanghelic nu există căsătorie de probă. Nici nu discutăm despre lucrurile astea, nici nu... Și ori de câte ori sunt aduse în discuție, ele sunt arătate ca fiind păcate înaintea lui Dumnezeu.
în învățătura Sfintelor Scripturi, noi ne căsătorim până când moartea ne va despărți, nu până când plăcerea mai puțină sau știu ne va despărți. Nu există căsătorie de probă. Toate aceste trăiri, indiferent cum le-am justificat noi, sunt păcat înaintea lui Dumnezeu. Acum, nu știu dacă am înțeles foarte bine ce întrebați, pentru că dumneavoastră spuneți, ei doi trăiesc împreună și zic, înainte de a ne căsători, ca să nu divorțăm. Păi aia e necăsătorie. Aia este o trăire în concubinaj. Nu, căsătorie este de probă. Este o curvie. Da, termenul este căsătorie de probă. De probă. Dar concubinaj. În limbajul Sfintelor Scripturii, aia nu e căsătorie. Căsătoria este între, și noi asta credem din Scripturi, între un bărbat și o femeie. Aici nu există alte lucruri. Deci, dacă se unesc doi bărbați, aia nu-i căsătorie, oricât ar vrea ei să o numească așa, Dumnezeu aia nu numește căsătorie. Căsătoria în perspectiva lui Dumnezeu și dreptul lui Dumnezeu în sensul ăsta este între un bărbat și o femeie, numai între un bărbat și numai între o femeie, deci nu un bărbat cu mai multe femei sau, nu, un bărbat și o femeie, până când moartea îi va despărți. Nu până când știu eu, să gândesc, hai să vedem dacă suntem compatibili. Aia Dumnezeu numește nu căsătorie de probă, aia Dumnezeu numește curvie și este păcat înainte lui Dumnezeu. Și dacă din ascultătorii dumneavoastră sunt oameni care luat lucrul ăsta de bun, aș vrea să vă rog, uitați-vă în Scripturi, pocăiți-vă de păcat, asta este un păcat înainte lui Dumnezeu, opriți-vă cu ceea ce faceți și intrați în rânduiala Sfintelor Scripturi. Nu există nicio justificare în Scripturi înainte lui Dumnezeu pentru asemenea trăire. Și atunci noi cum facem? Noi ne învățăm copiii și promovăm în sânul adunării noastre, în mijlocul adunării noastre, o bună băgare de seamă înainte de căsătorie. Adică să-l vezi pe omul acela în relația lui cu Dumnezeu. Să-l vezi pe omul acela în cadrul prietenilor cu care veniți la biserică. Nu numai te duci tu cu el, că sexualitatea în om e ca un leu. Un pic i-a trebuit să-l scap din cușcă și te-ai dus și ai făcut lucruri neîngăduite. Noi învățăm pe tinerii noștri să vadă și familia din care vine, să vadă și apucăturile pe care le are, să stea cu ochiul bine deschis înainte de căsătorie, să-l vadă. Dacă el umblă cu 7 fete una după alta, e normal că ăla nu e unul care îți va rămâne ție credincios pentru toată viața. Sau dacă ea e o fată care numai cu ochii în oglindă și numai la ruj, și numai, dar n-are un verset din Scriptură care să-i motiveze viața, numai totul fizic și lumesc, numai filme din astea, numai, ea nu are un moment al rugăciunii zilnic, al citirii Sfintelor Scripturi. O vezi că nu este implicată nici în lucrare de cor, nici nu vine la biserică, numai adusă și trasă de mamă. Sau o vezi cum e îmbrăcată. Să nu te aștepți când te căsătorești că fata aia va fi ție credincioasă toată viața. De aceea noi suntem foarte atenți să învățăm pe copiii noștri în fecioria fizică să fie atenți la cei din jurul lor și să se însoțească doar cu cei cu care într-adevăr au aceleași valori. Chiar dacă sunt din aceeași biserică. În principal, noi căsătorim din mediul evanghelic. Ne căsătorim cu cei din mediul evanghelic. Bun, dar atunci, să vă dau un exemplu. Aveți un băiat mai zvăpăiat prin biserică și unei fete îi place de el. Nu prea, zice un exemplu. Da, mai așa. Și unei fete îi place și vine și zice, pastor, uite, îmi place de băiatul ăsta. Ce faceți? Vă apucați și spuneți, ăsta umblă cam cu multe fete, l-am văzut și cu una și cu alta. Nu-l prejudiciați pe celălalt? Până să-l vină fata să-mi spună, eu am o discuție cu el. Dacă îl văd eu că umblă cu multe fete, nu aștept să-mi spună vreo fată. Am o discuție cu el și dacă băiatul înțelege, eu îl chem la pocăință, la mărturisire. Sunt într-adevăr. Și dacă nu înțelege ce se întâmplă, că era ultima întrebare și vreau să vă gândiți și ceilalți la întrebarea aceasta, ce se întâmplă când totuși vedeți că cineva dintre Nuria și dumneavoastră, știu eu, simpatizează cu un astfel de mod de viață, da? Stă cu o fată, aveți studenți în biserică, se duc într-un alt oraș, își ia o gazdă și aduce prietena la el. Și vom discuta și întrebarea aceasta despre relații sexuale înainte de căsătorie. Dar vreau să întreb la momentul de față care este atitudinea bisericii față de astfel de lucruri. Relații sexuale înainte de căsătorie, dar și adulterul, da? În timpul căsătoriei. Care este atitudinea bisericii? Vă rog să continuați. În Biserica Baptistă noi folosim învățătura Sfintelor Scripturi și în domeniul acesta și practicăm ceea ce Biblia numește disciplină bisericească. Adică? Este un lucru grav ca un băiat necăsătorit să stea să trăiască cu o fată. Deci, dacă este membru al bisericii noastre, el va fi
chemat înaintea conducerii bisericii, înaintea mea ca păstor, a celorlalți prezbiteri, diaconi, și îl vom mustra cu Scriptura. Îi vom spune, ceea ce faci dumneata este păcat și îl chemăm la pocăință. Dacă nu vrea să se pocăiască de păcatul lui, adică să renunțe la păcat, să trăiască în curăție și în sfințenie, nu în mod fățar. Asta e ca un avertisment prima dată, avertisment, nu? Prima dată. Dar, vedeți, disciplina bisericească în Biserica Baptistă este graduală. Adică, prima dată există un avertisment, o mustrare, apoi... Chiar dacă se demonstrează că el l-a prea curvit. Da. Ok. Da, deci prețuim mai mult pocăința omului respectiv decât distrugerea lui, pentru că... Am înțeles. Și apoi, dacă nu vrea să se pocăiască, urmăm pașii aceștia. Este refuzată participarea la cina Domnului, participarea în închinarea bisericii, ca el fiind parte activă din închinare. Nu-l oprește nimeni să vină la biserică. Și în cele din urmă va fi exclus din sânul adunării. Va fi considerat ca un membru exclus, ca un frate, ca un om care nu mai vrea să fie frate cu noi. Modelul bisericesc, modelul eclesial pe care noi îl avem, nu este inclusivist. Includem pe toată lumea, nu contează cum trăiți. Ce este exclusivist, și anume, Scriptura ne cheamă la un anumit fel de trai. Dacă vrem să ne-l asumăm, vom avea parte de Domnul Iisus Hristos. De aceea spune și aici Mântuitorul, când la versetele pe care le spunea partenerul nostru, partenerul de dialog, zice, mai bine să scoți ochiul tău care te duce în păcat, decât să pierzi viața în focul ghienei. Mai bine să stai mâna care te duce în păcat. Dar nu aplicați practic treaba asta. Nu, sigur că nu, da. Dar ideea este aceasta. Există un mod sfânt de trai, pe care noi îl promovăm, și dacă nu trăiești așa, atunci înseamnă că nu ești dintre ei. Și o atitudine tranșantă față de astfel de practică. Da? Cum este, domnul profesor, la Biserica Romano-Catolică? Care este atitudinea bisericii față de astfel de fapte? Că presupun că se întâmplă, da? Așa cum se întâmplă în toate bisericile, că nu este pădure fără uscături. Se mai întâmplă și o căsătorie de probă, și o relație sexuală înainte de căsătorie, sau adulter în timpul căsătoriei, și așa mai departe. Da, în ciuda aspectelor reale care sunt, biserica aici nu face compromis. În mod deosebit a repetat Papa Benedict al XVI-lea, unii spun ex-papă, mie îmi place să merg pe varianta germană, bătrânul papă, în Germania, când iese la pensie sau se retrage, fie că este episcop, că este preot, se spune bătrânul, cu mult respect, nu? Da. El a spus și în această privință, cu marile valori lăsate de Dumnezeu, nu se face târg, nu se negociază. Exact. Ori sexualitatea în sine este o valoare extraordinară, lăsată de Dumnezeu în creație, și apoi, pentru noi, sexualitatea se împlinește și se regăsește, este acasă la ea, în cadrul căsătoriei, în cadrul familiei, unde știți că avem accentul acesta și trăirea ca sacrament. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Și din cauza acestei înălțimi, mărinimii, bogății a sexualității și a sacramentului, căsătoriei și familiei, nu se face compromis. Chiar dacă sunt aceste fenomene, ceea ce se practică nu înseamnă că trebuie neapărat luat ca atare, luat de bun. Există aceeași atitudine tranșantă ca în Biserica Baptistă să fie exclus din biserică, excomunicat? Nu, ce... sunt alte discipline, alte forme de asta, dar oricum sunt chemați la schimbare. Probabil că pentru noi șocul este mai mare după 90, când știți fenomenul din România, foarte un exod nemai întâlnit până acum, ajungând în Occident, în tot felul de țări, de societăți, unde mai degrabă e practica civilă sau asta, mai puțin învățătura bisericească, și vin cu pretenții când mai vin în concediu și vor să participe la Sfânta Împărtășanie, eventual să se spovedească, și sunt scandalizați că preotul la spovadă nu le dă dezlegare, nu? Să se poată împărtăși, pentru că trăiesc, da, într-o legătură ilegitimă. A, ma padre, a noi, adică a noi în Italia, aici nu se poate, du-te în Italia la tine dacă... Adică biserica este exigentă și nu acceptă. Biserica Baptistă ajunge la excludere după un proces în care îl cheamă pe respectivul la pocăință. Deci excluderea nu se administrează, ai căzut în păcat, gata, ești în afară. Nu, ci există o chemare la pocăință, la o chemare la renunța la păcat. Se promovează o trăire sfântă în sensul acesta, dar dacă el nu vrea să se pocăiască,
cu împietrirea inimii lui care nu vrea să se pocăiască, nu pot lăsa în adunare să îmbolnăvească toată adunarea de păcatul respectiv. Și atunci este și o măsură prin care biserica știe și capătă frică față de trăirea aceasta pe care Dumnezeu o numește păcat. Deci excluderea nu e așa ceva simplu, aruncat oricum în orice. Excluderea este o chestiune foarte grea în Biserica Baptistă. Să ajungi să fii exclus înseamnă un proces întreg în care tot ai fost chemat în mod sistematic să te pocăiești, să renunți la păcat și tu tot nu vrei. Și abia apoi să ajunge cu o mare durere în sânul adunării ca cineva să fie exclus. Nu e chiar așa de ușor lucrul ăsta. Da, se ajunge într-un final acolo. Se poate ajunge. Da, se poate se ajunge. Poate. Domnul Fela, cum este la dumneavoastră, la biserică? Și la noi primează cuvântul Scripturii. Considerăm că Dumnezeu a instituit familia și chiar în Cartea Genezei, Dumnezeu este Cel care a dat binecuvântarea primei familii, Adam și Eva, și a zis așa, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va uni cu nevastă sa, nu cu concubinul, nu cu amanta. Deci, într-o căsătorie trebuie să fie implicate, așa cum spunea domnul Moisiuc mai devreme, doar două persoane, un bărbat și o femeie, pentru că acesta a fost, dacă vreți, aranjamentul lui Dumnezeu de la început. Și n-avem cum să jonglăm cu treaba asta. Degeaba încercăm tot felul de tertipuri și asta nu este invenția omului, ci este invenția lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost căsătoria invenția omului, ar fi existat, știu eu, sporadic, doar în anumite zone, în anumite culturi, în anumite țări, însă căsătoria există peste tot în lume. Care este atitudinea față de fapta consumată? Aveți un tânăr în biserică, s-a mutat cu prietena lui, trăiesc de ceva timp în același apartament și apoi vin la dumneavoastră să-i căsătoriți. Cum procedați? E destul de tranșantă și biserica noastră. Există asemănări cu Biserica Baptistă. Se ajunge la excludere. Considerăm că acesta nu este un păcat accidental pentru care există o reabilitare mult mai ușoară. A trăi cu cineva presupune o decizie în deplină cunoștință. Asta e ceva ce se repetă, bineînțeles, se stă de vorbă cu tinerii respectivi și se ajunge la excludere. Tot așa gradual? Adică are voie odată, se ducă cu ea, a doua oară mai stăm de vorbă cu el și apoi îl excludem? Cum este? N-am spus asta, doar știți că n-am spus. Da, da. Adică, nu, dar nu mai e acel avertisment, dar spuneați că e un avertisment la început. Deci avertismentul este acesta. Ce ai făcut este păcat, ești chemat să te pocăiești. Și dacă el se pocăiește, asta ce înseamnă? Înseamnă renunțarea la relația respectivă. Dar dacă el se duce din nou și trăiește cu femeia respectivă, automat el este exclus. Deci nu mai există altfel. Dar o să vedeți că la Biserica Adventistă e altfel. Asta zice domnul Felea. El nu mai are partea asta de avertisment. Nu, la noi e fără avertisment. Dar avertismentul este în vederea pocăinței. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că nu poartă anumite măsuri disciplinare peste el. Uh-huh. Înțelegeți? Dar să-l excluzi. La noi excluderea nu se face pe ascuns. Deci excluderea știe toată adunarea. Absolut, așa este probabil peste tot. Dacă vine un tânăr și vrea să se mărturisească, spunându-mi mie ca păstor, frate, am căzut în păcatul ăsta, îmi pare rău, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă mărturisesc înaintea dumitale, ca duhovnic. Atunci când nu știe nimeni, știe doar el, doar el, prietena lui vine la duhovnic și se spovedește, e altceva. Asta, conducerea bisericii, păstorul, prezbiterul, cum am spus, noi putem să purtăm anumite greutăți până în mormânt împreună cu el, îndemnându-l și avertizându-l în urma pocăinței. Dar dacă el nu se pocăiește, atunci se ajunge la excludere și toată adunarea va ști. Da, întrebarea mea era, și continui cu domnul Felea, vine tânărul respectiv și aș vrea să-mi răspundeți fiecare dintre dumneavoastră. Dacă aici e o mare problemă și poate că ar trage un semnal de alarmă pentru tineri. Am o prietenă, m-am culcat cu ea și apoi vin la păstor, la preot și spun vreau să ne căsătorim legitim. Cum procedați în felul ăsta? Trebuie conștientizat din plin cuplul respectiv de păcatul pe care l-au comis amândoi înaintea lui Dumnezeu. Un pastor adventist va refuza categoric
să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că nu dă el binecuvântarea, ci o cere de la Dumnezeu pentru cuplul respectiv. Deci nu oficiați o astfel de căsătorie. Nu. Adică dacă toată lumea știe că ei au stat împreună, s-a consumat cumva, da, ce spuneați dumneavoastră, actul căsătoriei, cum este la Biserica Catolică, domnul profesor? Da, în general, în practica mai degrabă populară, religioasă, dar fără credință creștină, dacă chiar să nu locuiască împreună, da, doi tineri, rămâne tânăra gravidă și atunci obligatoriu trebuie să o ia în căsătorie. Oficial, biserica nu încurajează această legătură, pentru că dincolo de actul pe care l-au săvârșit și faptul că e un copil pe drum, în cazul că n-au făcut avort, intrăm la lucruri și mai grave, biserica verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de libertate a persoanei, nu? Și de conștiință a actului căsătoriei. Chiar în ritualul de căsătorie spune: preiubiților, ați venit în fața Domnului liberi și conștienți. Dacă tu ești legat de faptul că ea este însărcinată, s-ar putea ca libertatea să nu fie suficientă pentru validitatea căsătoriei. Nu se încurajează. Faptul că stau împreună, hai bă, dar puneți-vă în ordine, să insistă preotul. Și ai căsătorit sau? Deci, dacă nu verifică, deci preotul, care parohul, dar și vicarul, cooperatorul, au această jurisdicție, se cheamă la noi, dacă el nu este convins că la baza căsătoriei este libertatea, este conștiința actului ca tare, ci e faptul că trăiesc împreună, nu are voie să-i căsătorească. Nu are voie să-i forțeze. De felul în care l-ați prezentat, dumneavoastră, sunt foarte complicate. Pe de o parte, existând un copil, da, acea tânără este însărcinată, îngrădește libertatea tânărului să decide cu ea sau nu, ci el se simte forțat de împrejurări să o ia. Asta nu este o garanție că dacă se căsătorește, se pun în rând cu lumea, că va fi o căsătorie fericită. Dar pe de altă... Spuneați înainte că dacă înainte de căsătorie au astfel de manifestări, deja prejudiciază viitorul căsătoriei. Sigur. Și de aici nu. Dar pe de altă parte, gândiți și de perspectiva aceasta și cei care ne urmăresc pot pune problema în felul acesta. Dar tânăra aceea ce face? Rămâne pe drumuri cu un copil? Este însărcinată? Copilul acela are nevoie de tată? De ce nu încurajați totuși o astfel de căsătorie? Nu? Cum nu că este descurajată, ci trebuie verificate niște condiții care să garanteze ulterior o legătură. Că aici este responsabilitate. Este chemat la responsabilitate și dacă nu are o responsabilitate morală, îl ia legea civilă și îl obligă să ajute mama și copilul să plătească pensia alimentară. Am înțeles. Cum este, domnul Moisu? Vine... Eram la spital într-o anumită situație și eu vorbesc cu oamenii, vorbeam cu o doamnă și doamna s-a uitat la mine și am zis: doamne, sunt căsătorit, am doi copii, două fete frumoase, am povestit un pic și a început la un moment dat să plângă și pentru ce se întâmplă? Era mai vârstă decât mine, mult mai vârstă. Deci am un băiat de vârsta dumneavoastră. Dar domnule, n-a avut noroc în viață, zice. Uite, la câte femei, da, i s-a rupt inima, copiii din flori. Și în timp ce discutam, mă gândeam, uneori gândim căsătoria ca fiind o chestie de noroc. Nu, căsătoria, viața de căsătorie este o chestiune care ține de valori. De aceea, sunt excepții de acestea. Doi tineri care n-au valori sfinte ajung în situații de astea în care el trăiește cu ea și ea rămâne însărcinată. Acum, nu să-i îndemnăm niciodată la avort. Avortul este crimă. În Biserica Baptistă, avortul este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și situațiile acestea, spețele acestea, le tratăm ca atare. Adică ele sunt situații extraordinare, dar în mod real noi nu promovăm așa ceva. Valorile în viața de familie nu sunt acestea, spețele acestea. A trăiți oricum. Nu, niciodată așa ceva. Noi ne învățăm copiii în lucrurile sfinte. Și nu e o chestiune de noroc căsătorie. Nu că ai avut un noroc sau nu, e o chestiune de valori și de alegeri pe care le faci în fiecare zi. Apoi, în situația prezentată de domnul Farcaș, situația se complică pentru că este pe drum un copil care trebuie să aibă tată și mamă. Acum că ăștia doi au făcut cum au făcut. Însă, în același timp, noi avem următoarea înțelegere. Nu, pentru căsătorie, curvia nu este motivul, nu este rațiunea. Străit în curvie ne căsătorim. Rațiunea este pocăința lor, dacă vor să se pocăiască, să înțeleagă păcatul lor și apoi să se supună autorității Sfintelor Scripturi în ce privește căsătoria. Că dacă nu, ei se căsătoresc și la 2-3 ani el se duce și curvește din nou. Sau ea se duce și curvește din nou. Din nou are copii de prin flori, de pe nu știu unde. Că el n-a înțeles nimic de acolo.
Și atunci pentru noi fundamental este pocăința celor doi. Dacă el se pocăiește în mod real și a înțeles unde a greșit, dacă el vine și într-adevăr mărturisește și spune vreau să fiu serios cu Dumnezeu și vreau să mă căsătoresc cu fata asta pe care am păcătuit și ea spune și eu sunt conștient, am păcătuit, atunci înaintea lui Dumnezeu noi cerem binecuvântarea peste ei, dar cu, exact cum spunea domnul Ferea, cu o anumită strângere de inimă, că îți dai seama că tinerii ăștia s-ar putea să fi deschis ușa, cutia Pandorei în viața lor. Aici este problema. De dragul lor, din dragoste pentru ei, îi duci la altar și te îmbracă în mireasă, în mire, și te rogi și ceri din partea lui Dumnezeu binecuvântare. Făcând lucrul acesta din simpatie pentru oamenii aceștia și chiar din dragoste, dorind să-i ajuți, nu se poate crea un precedent de așa manieră încât alți tineri să spună, uite și ei au făcut lucrul acesta și s-a putut. Dar tot biserica are justificarea prin care vine și spune, fraților, ok, acum s-a aflat toată adunarea de păcatul lor, da? Noi i-am chemat la pocăință. Noi i-am mustrat. Bun, noi mă chem și pe mine, nicio problemă. În biserică noi spunem următorul lucru. Da, tinerii ăștia au făcut așa, dar nu ei sunt regula în biserică și uitați-vă, i-am chemat la pocăință. Uitați cum s-au pocăit ei. Și dacă nu s-au pocăit, atunci urmează următoarea măsură, excluderea. Chiar dacă ești căsătorit, dar tu te-ai dus în strâmb, ești exclus. Da, doar asta spun. Ar putea crea un precedent care să încurajeze și pe alți tineri să încerce această căsătorie de probă, da, sau relațiile premaritale și ulterior să zică, ok, oricum ajung la altar. Noi încercăm în biserică să promovăm ideea de hai să jucăm frumos cu Dumnezeu, poate îl păcărim. Nu sub nicio formă. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu există pocăință, se ajunge la scoaterea prin excludere afară din biserică. Haideți să... Bun, părerile sunt diferite. Într-o biserică se procedează într-un fel, înțeleg că Biserica Adventistă este mai tranșantă, nu-i mai căsătorește, da, așa zicea domnul Felea, nu-i căsătoriți. Noi, chiar dacă se pocăiesc. Nici nu i-am sfătuit, de exemplu, a spus dacă fata rămâne însărcinată, ce se întâmplă? Rămâne pe drumuri sau... Noi nu-i sfătuim dacă să meargă împreună mai departe sau să se despartă în momentul acela. Asta este tot decizia lor. Biserica nu se implică din punctul acesta de vedere. Însă dacă ei decid să rămână împreună, comunitatea credincioșilor trebuie să asigure suport, afecțiune, încadrare și tot ce trebuie acolo pentru ca ei să aibă toate șansele să formeze până la urmă un cămin chiar și în aceste condiții. Dar regula bisericii e bazată pe Biblie și rămâne aceeași. Dar dacă ei se pocăiesc și vin vă mărturisesc dumneavoastră și pocăința lor e reală. Deci chiar au învățat ceva din experiența lor urâtă. Uneori învățăm din experiența altora, dar alteori învățăm din experiența lor. Este o chestiune subiectivă pocăința aceasta reală. Pentru că nimeni nu poate cuantifica cât de reală sau ireală este pocăința unui om. Omul poate să dea dovadă pe moment de o anumită pocăință, dar această pocăință de moment se dovedește în timp. Motiv pentru care nu cred că îmi pot permite să creez o regulă, da, în procedura aceasta, de a-i cununa pe cei care au relații premaritale, care au trăit în concubinaj, care au avut căsătorie de probă, pentru că i-au dat dovadă de o pocăință de moment. Deci nu credeți în pocăință reală? Ba da, cum să nu? Și dar am spus că eu nu pot să cuantific pocăința. Asta e toată chestiunea. Da, dar dacă oamenii se pocăiesc, eu înaintea lui Dumnezeu le explic scripturile, unde au greșit, ei se recunosc și spun, e adevărat, Doamne, am greșit înaintea Ta, ne pocăim, iartă-ne, există iertare pentru noi. Este de apreciat ce spuneți dumneavoastră. Domnului Iisus Hristos și îi spun, da, recunoaștem, mărturisim că nu o să mai facem. Atunci, în situația asta, eu mă așez lângă ei și spun, eu nu spun nimic mai bun decât voi. Și eu am fost iertat de Domnul Iisus. Și atunci, de aici plecăm înainte. Cum putem să nu considerăm pocăința? Diferența este următoarea, se merge dincolo de atitudini și emoții, se merge pe anumite reguli și principii. Ce se întâmplă? Biserica Adventistă spune așa, în momentul în care ați păcătuit și voi vreți să vă căsătoriți, aveți tot suportul din partea Bisericii Adventiste de ziua 7-a, vă susținem, ne rugăm pentru voi, vă ajutăm, dar în momentul în care ai păcătuit lucrul acesta, ai pierdut binecuvântarea căsătoriei din partea lui Dumnezeu. Este promovată căsătoria legală și tot suportul moral pentru căsnicie, dar nu te mai poți prezenta înaintea lui Dumnezeu să porți rochie albă. Deci ei fac starea civilă, vin la dumneavoastră la biserică, dar nu sunt membri. Ba da, ei, dacă au călcat porunca 7-a, nu mai sunt membri. Chiar dacă s-au pocăit. Chiar dacă.
Păi și... În Biserica Baptistă punem foarte mare preț pe pocăință. Dacă un om se pocăiește de păcat, și noi considerăm că toți suntem păcătoși, unii mai mult sau mai puțin, mai vizibil sau mai puțin vizibil. Dar dacă un om se pocăiește de păcatul lui, luăm și prețuim foarte mult pocăința omului respectiv. E adevărat că există consecințe. De exemplu, el a consumat alcool toată viața lui și a stricat ficatul. Pocăința nu înseamnă că dă Dumnezeu ficat nou. Corect. Există consecințe. Ne apropiem de închidere în spre în casă. Dar foarte mare preț pe pocăința oamenilor. În Biserica Adventistă, excluderea sau este și măsură preliminară de cenzură, este spre pocăință și nu spre a ne debarasa de persoana respectivă. În momentul în care un om este exclus, îi se acordă un suport moral amplificat, da? Și omul acela este monitorizat, ajutat, susținut ca să revină în biserică. Exact. Da? Dar atitudinea tranșantă a bisericii arată că nimeni nu ar trebui să mai facă așa ceva. De aceea se merge pe reguli și nu pe atitudini. Și noi avem reguli, deci să știți, avem reguli și promovăm. Vreau să chem într-o notă pozitivă, câte un minut fiecare, pentru că suntem pe final. Începem că sunteți la cuvânt. Noi asta și încheiem cu domnul Felea. În ce context, totuși, relațiile sexuale pot deveni o binecuvântare? Pentru că trebuie să înțelegem lucrul acesta. În societatea în care noi trăim, există foarte multe frustrare din punct de vedere sexual, din pricina acestor încălcări ale rânduielii pe care Dumnezeu a dat-o. Oameni care nu se simt împliniți nici având 7-8 femei, dar oameni care respectă rânduielile lui Dumnezeu, au un singur partener în căsătorie, soția, soțul, și acolo ei gustă și această împlinire sexuală pe care societatea noastră tot o promovează, dar nu o trăiește niciodată. Unde poți să fii împlinit sexual? În rânduielile lui Dumnezeu. Căsătorește-te fiind fecior, fecioară. Căsătorește-te cu această înțelegere nu până la prima ceartă, ci până când moartea ne va despărți. Și vei vedea cum Dumnezeu îți va da binecuvântare și împlinire și sexuală după care alergi. Dumnezeu să ne dea har însă să putem să-L respectăm în toate lucrurile. Și dacă sunt ascultători care poate au călcat strâm, pocăiți-vă, veniți înaintea Domnului Iisus, mărturisiți-vă păcatul, mergeți în adunările noastre, mărturisiți și acceptați îndurarea lui Dumnezeu peste voi. Dar mărturisiți-vă într-un mod sincer, o pocăință reală, nu de față, dacă nu impresionați pe nimeni. Dumnezeu vă știe gândul. Și nici nu este de folos o de asta de fațadă, da? Vă rog, domnul profesor. În optica catolică, sexualitatea este privită foarte pozitiv ca binecuvântare a lui Dumnezeu, dar este ocrotită în cadrul căsătoriei, respectiv al familiei. Eu aș face o comparație, sper că nu este exagerată. Noi avem Sfânta Taină, Sfânta Împărtășanie, păstrată în tabernacol, care trebuie să fie din material nobil, aur, dacă se poate. Sexualitatea ca o bogăție extraordinară, dar ocrotită în cadrul familiei, unde să fie iubire, o iubire rodnică, deschisă spre o viață nouă. Iar acolo unde lucrurile nu sunt așa de reușite, să spunem, am avut noi niște întâlniri la nivel înalt, sinod al episcopilor. În urma acestor întâlniri, Papa Francisc a dat un document post-sinodal, se cheamă scrisoare post-sinodală, Amoris Laetitia, și familiile care trec printr-o fază delicată, el alege termenul de familii rănite. Și aici se merge pe, să spunem, optica lui Iisus, cei bolnavi au nevoie de medic. Deci față de aceste persoane, față de aceste familii, de a practica orientarea dată de Iisus, sunt oameni care trăiesc, da? Sunt răniți. Și trebuie să ajutați. Ei și trebuie ajutați. Mulțumesc tare mult. Vă rog, domnul Felea. Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva și după ce i-a binecuvântat, le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Organele de reproducere au fost create de Dumnezeu pentru înmulțirea speciei umane. Și relațiile în cadrul căsătoriei sunt binecuvântate, sunt aprobate de Dumnezeu și poate să existe împlinire într-o astfel de familie care s-a unit în legământul căsătoriei, pentru că cei doi și-au jurat respect, iubire până la moarte, până când moartea îi va despărți. Mulțumesc tare mult. Rămân la concluzia dumneavoastră unanimă, și anume aceea că sexualitatea este o binecuvântare în cadrul familiei și fiecare din noi putem să ajungem să fim împliniți, așa cum spunea domnul Moisuc,
din punct de vedere sexual doar atunci când ești în cadrul familiei. În afara familiei este doar autodistrugere. Da? Vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru prezență. Cu bucurie. Și pentru aportul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, iată că Sfânta Scriptură nu ne interzice un lucru, ci mai degrabă ne învață cum să fim împliniți, cum să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a dat ca binecuvântare, motiv pentru care cereți lui Dumnezeu să ne dea capacitatea și prin Duhul Sfânt discernământul de a înțelege ce este cel mai bine pentru noi. Sfânta Scriptură ne spune că bărbatul a fost făcut pentru femeie, femeia pentru bărbat. Căsnicia înseamnă unirea între un bărbat și o femeie sub aprobarea lui Dumnezeu pentru ca cei doi să poată fi împliniți sub legământul lui Dumnezeu dintre un bărbat și o femeie. Vă doresc să aveți familii fericite, familii pe care să le conduceți în împărăția lui Dumnezeu și să vă bucurați o veșnicie alături de ei. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!